32 de ani fără Ion și Doina Oldea Teodorovici, astăzi în scoarul monumentului, două inimi geneme din capitală au venit familia, prietenii, dar și cei care le iubesc muzica pentru a le aduce un omagiu. S-au depănat amintiri și au fost depuse flori la monumentul celor care sunt considerați simbol al renașterii naționale. Atât cât voi fi în viață, pe lângă toate pe care le fac, o să vă bat la ușa casei dumneavoastră să mă ajutați să ducem mai departe acest dor de Ion și Doina, pentru că au avut atâta lumină și uite că au trecut 32 de ani de când nu mai sunt printre noi. După moartea părinților, la vârsta de 10 ani, Cristofor Aldea Teodorovici a rămas în grija bunicilor, cei care mereu i-au fost alături. Eugenia Marin, mama Doinei Aldea Teodorovici, ne-a spus că, deși este măcinată de dor, în fiecare an are curajul să zâmbească în această zi, pentru că vede că tânăra generație ține vie amintirea copiilor săi. Și sigur că mi-e tare dor de ei, dar mi-e dor și de voi. Când vă văd alături de mine, mi-închipui că și Doina și Ionu-s alături. Uite, cineva spune, dar cum puteți să fiți veseli în ziua asta? Dar cum să nu fiu în ziua asta veselă? Cum să nu fiu bine dispusă dacă văd în jurul meu atâta tineret? Dar cine e viitorul nostru, tineretul? Au trecut 32 de ani de la plecarea celor două inimi gemene. Astăzi, în scoarul monumentului dedicat Doinei și Ion Aldea Teodorovici, a fost organizat un eveniment de comemorare. Scriitori, muzicieni și alți oameni de artă s-au reunit de dimineață pentru a le aduce un omagiu, dar și pentru a răscoli din amintirile despre ei. Așa mai emotiv, mai cu reacții din astea așa mai spontane, Doina era cu foarte mare demnitate, a dansat în Speranță, așa era o formație și întotdeauna avea o ținută excepțională, o adevărată doamnă. Eu cred că multe doamne ar vrea să-i seamene prin felul ei de a fi. Ceea ce a făcut, în afară de el, n-a făcut nimeni. În felul cum a făcut Ion împreună cu Doina, deși asta deocamdată este irepetabil, că făcea din inimă. Era foarte adunat, profesionist, dar de fapt era un băiat de echipă. Au fost depuse sute de flori, le-au fost cântate cântecele și au fost recitate versuri în amintirea lor. Cântecele lor de dragoste erau de o frumusețe și o candoare. Erau trăite, pentru că erau îndrăgostiți de viață. Pe lângă cei care i-au cunoscut, au venit să aducă o floare la monumentul celor doi și alți oameni care continuă să le ține vie amintirea. Le ascultăm cântecele și încercăm ce e al nostru, să știe și copiii noștri, și ei sunt urmașii care trebuie să ducă mai departe. Ei au luptat pentru limba și independența țării noastre, ei au cântat limba română. Sunt memorii de ani de zile. Că ele au avut două inimi gemene, au fost foarte iubiți, cântau amândoi foarte frumos și au fost o familie minunată. Mie îmi plac foarte mult și părinții mei le adoră și bunelul tot ascultă des și e fericit când le ascultă. Soții Doina și Ion Aldea Teodorovici au fost printre primii care în anii 1990 au avut curajul să cânte despre limba română și să promoveze ideea renașterii naționale, lucru interzis în acea perioadă. Aceștia și-au pierdut viața în urma unui accident rutier în noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992. Decesul celor doi a fost perceput la data respectivă ca o tragedie națională. Cu toate acestea, autoritățile nu au investigat cazul, catalogându-l drept un accident nefericit, deși existau multe indicii care duceau spre ipoteza unei crime premeditate.